Acasă-i gazda, nu-i acasă, drăgul Iană. Acasă-i gazda, nu-i acasă, o, 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 că dragă mie. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O rugăminte normală, vreau să vă închideți telefoanele ca să nu avem scuze. E fine să încerc scuze pentru întârziere care mi se datorează mie personal. Domnul Mircea Groza, un prieten comun al meu și al domnului Crușcă, vă va spune câteva cuvinte. Bună seara! Mă bucur că sunteți mulți. Bine ați venit la întâlnirea cu tradiția. Datorită lui Vasile Burian suntem aici. De 2-3 ani pregătim această întâlnire. N-a fost simplu. Ștefan Crușcă are un program foarte aglomerat și vă spun sincer, fără Vasile Burian și prietenul lui, nu cred că reușeam să pregătim această frumoasă întâlnire. V-am spus, bine ați venit la întâlnirea cu tradiția, dumneavoastră care zi de zi vă întâlniți cu tradiția și sunteți printre cei fericiți. Sunt și eu locuitor sau mă trag de pe Valea Mașului, de la Vida,
Și e o mare bucurie să ajung în satul noastră cu prieteni dragi, Ștefan Hușcă și prietenul nostru comun, Bogdan Enache, care se ocupă de programul lui de concerte, au sosit în sfârșit la Chechiș și încă o dată vă repet, este mare de merit al lui Vasile Urian. Aș vrea să rog pe Vasile să prezinte pe Ștefan, pentru că ne cunoaștem de câțiva ani și este a doua carte care o scrie despre tradițiile din zonă și se pare că urmează a treia. E o mare bucurie pentru mine că mai sunt oameni la țară care se gândesc să lase celor care vor veni detalii despre viața adevărată și frumoasă de la țară. Vasile, te rog să îl prezint pe Ștefan. Înainte de a-l prezenta pe Ștefan Hănușcă, care de fapt nu cred că are nevoie de prezentare, am să vă spun că mă bucur foarte mult că sunteți aici. Pentru Colinda Românească și pentru figura cea mai emblematică a Colindului și a Crăciunului Românesc, Ștefan Hănușcă. Îi sunt îndatorat și mă bucur alături de dumneavoastră că în această seară este împreună cu noi. Cred că despre Hrușcă și despre Colinda am putea vorbi ore în șir. Am să spun doar că a venit pe lume chiar în mijlocul colindelor în Maramureșul istoric, că aproape toată viața și-a dedicat-o Colindului Românesc și nu numai că colindel cântă, dar a cules fiecare piesă de la originea ei, din satele, din tot arealul românesc. Nu mă întind la vorbă, pentru că am putea vorbi enorm de mult. Aș vrea să vă propun să îi mulțumim că a venit în mijlocul nostru, aplaudându-l încă o la voi, am venit aici la voi, cum e datina la noi, cum e datina la noi. Sculați gazde, nu dormiți, vremea e să vă treziți. Sculați gazde, nu dormiți, vremea e să vă treziți. Casa să vi-o aranjați, flori de măr, masa să vi-o încărcați, flori de măr. Casa să vi-o aranjați, flori de măr, masa să vi-o încărcați, flori de măr. Noi umblăm acolo, în dapă, la casa altuia. Noi umblăm acolo, în dapă, la casa altuia. Să trăiți, să închineriți, flori de măr, în mulți ani să îmbătrâniți, flori de măr. Să trăiți, să închineriți, flori de măr, în mulți ani să îmbătrâniți, flori de măr. Și la anul om zini, numai dacă ni-ți pofti. Și la anul om zini, numai dacă ni-ți pofti. Și mai multe vom ura, flori de măr, un cocuț dacă ni-ți da, flori de măr.
și mai multe vom ura flori de măr, un cocuț dacă ni-ți da flori de măr. Și colinda nu-i mai multă, și colinda nu-i mai multă, să trăiască cine ascultă, să trăiască cine ascultă. Și colinda-i atâta, și colinda-i atâta. Cine ascultă să trăia, cine ascultă să trăia. Hai de gazdă și te scoală, nu mai sta cu masa goală, sfântă-i sara, sara de Crăciun. C-au ajuns colindătorii, întârnați pădunga scării, sfântă-i sara, sara de Crăciun. Și deamul ori se întindă, prinde gazdă flor la grindă, sfântă-i sara, sara de Crăciun. Și pe masă arsi bine, să pui cinciuieci mai pline, sfântă-i sara, sara de Crăciun. Să ne ajungă de cinstire, la mulți ani cu fericire, sfântă-i sara, sara de Crăciun. Să ne ajungă de cinstire, la mulți ani cu fericire, sfântă-i sara, sara de Crăciun. Sfântă-i sara, sara de Crăciun. Vă spun și eu bună seara și bine v-am găsit. Pentru prima dată sunt la dumneavoastră în comună. După cum se vede, sunteți o mulțime frumoasă și aveți o biserică extraordinar de frumos pictată. Înseamnă că sunteți oameni care știți să prețuiți ceea ce străbunii ne-au lăsat. Iar colindul este unul dintre aceste lucruri sfinte pe care ne-au lăsat străbunii. N-am făcut altceva decât eu le-am știut de acasă o grămadă din ele, colinde cântate în pruncie pe care bunicii, străbunicii ne le-au lăsat și le-am înregistrat începând din 90. Am ajuns, iată, și la dumneavoastră, când l-am cunoscut pe domnul învățător, care mi-a spus câteva colinde. Aveți lucruri minunate aici, îi mulțumesc dânsului că s-a apucat să facă culegerea de colinde, am înțeles că este a doua carte care o prezint acum și ar fi bine ca cei mici colindătorii, copiii de la școală, să le învețe și să le dea mai departe copiilor lor, că așa ne-am duce mai departe rădăcina noastră, peste veacuri. Dacă simțiți nevoia să colindați, vă rog frumos să colindați, mai ales că suntem și într-un lăcaș sfânt și sunt colinde care unele, sigur, le știți și poate le-ați și colindat. Creștinilor, noi astăzi un praznic mare avem, ca să-l puteți cunoaște, veniți la Viflaim.
ca să-l puteți cunoaște. Veniți la Biflaim, că a născut în lume pe acel ce-l așteptăm. Maria, Maica Sfântă, veniți ca să-l vedem. Maria, Maica Sfântă, veniți ca să-l vedem. Pe paie între vite, Iisus este străin. Să-i ducem și noi daruri, veniți la Biflaim. Să-i ducem și noi daruri, veniți la Biflaim. Să mergem cu păstorii și să-l preamărim, că pentru noi el s-a născut, veniți la Biflaim, că pentru noi el s-a născut, veniți la Biflaim. Creștinilor, noi astăzi de grabă să alergăm spre a noastră mântuire. Veniți la Biflaim, spre-a noastră mântuire, veniți la Biflaim. Să vă colind acum un colind din Ieud, de la mine de acasă. Eu sunt născut pe Valea Iței, o comună cu vreo 3.000 și ceva de fumuri, așa zicem și noi, case, și cu mulți oameni faini ca la dumneavoastră aici, un colin pe care îl știu din pruncie. Ce-ați văzut, păstori, sculați până-n zori? Am văzut pe prunc Iisusul, prunc Iisus din cer venitul, Fiul dumnezeiesc, Fiul dumnezeiesc. Ce palat avea, unde Domnul sta, peșteră străină rece, peșteră de dobitoace, palatul era, palatul era. Ce avea de așternut micul nou-născut, ieselea era culcușul, fânt și paie așternutul micului Iisus, micului Iisus. Cine sta cu el, Domnul mititel? Maria, Maica Sfântă,
sfântă. Stai, Iosif, cu fața-i blândă, sta și se-nchina, sta și se-nchina. Cine-i cânta, cine-l preamărea? Îngerii din cer veniră, vesele cântării doiniră, micului stăpân, micului stăpân. Ce-ați văzut, păstori, sculați până-n zori? Afară ninge liniștit și-n casă arde focul, iar noi pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. Iar noi pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. Casă patul e făcut, dar cine să se culce? Când mama spune de Iisus cu glasul blând și dulce. Când mama spune de Iisus cu glasul blând și dulce. Cum s-a născut Iisus în fân, în iesele ai săracă, iar boii peste el suflau, căldură ca să-i facă. Iar boii peste el suflau, căldură ca să-i facă. Și-au mai venit la iesle apoi păstorii de la stână, și îngerii cântau în cor cu flori de crin la mână. Și îngerii cântau în cor cu flori de crin la mână. Cerul și pământul, cerul și pământul în cântec răsună. Îngeri și oameni, îngeri și oameni cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngeri cântă, magii la doară, păstori aleargă, ieslea înconjoară, mari minunse întâmplară. Păstori aleargă, ieslea înconjoară, mari minunse întâmplară. În Viflaim azi, în Viflaim azi e mare minune. Vergură curată, vergură curată, Fiul născut în lume. Hristos se naște, Domnul coboară.
Din răsărit vin, din răsărit vin magi cu bucurie. Cu dar de smirnă, cu dar de smirnă, aur și tămâie. Hristos se naște, Domnul coboară, îngere cântă, magii la doară. Păstori aleargă, isleau înconjoară, mari minuni se întâmplară. Păstori aleargă, isleau înconjoară, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, Hristos se naște, veniți la închinare. Suflet cu vesel, suflet vesele cântare. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii la doară. Păstori aleargă, islea înconjoară, mari minunțe întâmplară. Păstori aleargă, ițlea înconjoară, mari minunțe întâmplară. Cu brândușă
scoală gazdă din pătuț florile d'albe și ne dă un colcuț florile, florile d'albe. Pe mămuca n-o făcut florile d'albe să tădease n-o avut florile, florile d'albe. Pe când sunt o căpăta sări frumoase ca seara de neasară și ca ziua de mâine. Acum, pentru că n-am ajuns niciodată până acum la dumneavoastră, mă simt dator să vă cânt un cântec pe care eu l-am scris ca și muzică cu mulți ani în urmă, acum vreo 30 și vreo 1 de ani, pe versurile poetului Adrian Păunescu. Este o rugăciune, se numește Rugă pentru părinți. Vreau să vă cânt pentru că mă simt dator să vă arăt, de fapt, cântecul cu care am urcat eu pe scena acelui cenacul, flacăra se numea pe vremea aceea, o scenă mare cu mulți cântăreți ca mine, care ne-a creat datorită poetului un drum fiecare prin viață. Pe părinții care mor.
dar priviți cum se duc. Ia priviți cum se stind lumânări în cuib de cuc. Parcă tac și parcă vin plin de boli și suferinți. Ne-ntoarcem în pământ. Pe părinți, cât mai suntem, cât mai sunt, înviați pe părinți. Ducem lui Hristos, raza soare.
Oh.
Închise pușa să-mi puște măruț mărgăritar și să-mi șaca să-mi săjete. Hop, 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 nu mă țântine măruț mărgăritar, că eu nu-s ce parafire. Colinda nu-i mai multă,
O să vă colind acum colindul care să cântă spre dimineață la Eud pe ulița satului când mergi acasă după noapte întreagă de colindat. Este o colindă așa mai lungă, duioasă și poate o învățați și ne-o cântați data viitoare când trebuie la noastră.
sus, 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 pe lângă lună, sus, 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 pe lângă lună. Mândru arde o lumină, mândru arde o lumină. Dar nici aceea nu-i lumină, nici aceea nu-i lumină, ci un scaun de hodină, ci un scaun de hodină. Da, pe scaun cine șede, da, pe scaun cine șede, șede Maica cea frumoasă, cu-n pruncuț nicuț în brață. Fiu-s deară și nu tace, fiu-s deară și nu tace. Măicuța n-are ce-i face, măicuța n-are ce-i face. Taci, fiule, nu-ți dira, taci, fiule, nu-ți dira, că mamață e țada, că mamață e țada. Două mere, două pere, două mere, două pere, să te joci în rai cu ele, să te joci în rai cu ele. Zeorel de cătă zvăr.
Slăbos de gazdă, întindă că e omătul până-n grindă și e vreme vicioroasă. Slăbos de gazdă în casă, că de-o stavă în bafară. Ne afla la primăvară când s-au luat roenile și-au revenzit poenile nichichei și de articioare, prefăcuți în tămâioară și-n brândușe vinețele, să te plângi gazdă pe ele. Dar de siră lumină om cu inimă creștină, Maica Domnului ți-a coasă, n-o șterg de mătasă, să șterg gazdă cu tăte masa roadelor bugrete, că-i sara Crăciunului și în casa românului. Mulțumesc frumos! Să aveți sărbători fericite! Mulțumim lui Ștefan Ruscă pentru această frumoasă seară de colinde. În acest an a răsunat gând spre seară la mijlocul cerului, așa se intitulează, am înțeles, noul album de colinde pe care îl lansează în acest turneu. Aș vrea să vă mai spun că această întâlnire de suflet n-ar fi fost posibilă fără aportul domnului Cheța Ioan și a familiei sale, a primăriei Comunei Bălan în frunte cu primarul Comunei, a școlii în frunte cu directoarea școlii domnișoara Rusta Marinela. Le mulțumim frumos! Mulțumim domnului Rușcă pentru colindele frumoase colindate la noi și așa cum e obiceiul la colindă și noi vom plăti colinda noastră. Acasă-i gazda, nu-i acasă, o, că dragă mie.